Cine este medicul, la care medic sau la care specialist trebuie să mergi atunci când presupui că ai putea avea deja arderea profesională? Sugestia mea și recomandarea mea ar fi un psihoterapeut sau o psihoterapeută, pentru că este persoana resursă care specializată în întrebări care țin de sănătate mentală. Și cred că sindromul arderii profesionale este anume acel aspect care ține neapărat de sănătate mentală. Dar psihoterapeutul nu îți dă foaia de boală și uneori, din câte știu eu, în unele state unde s-a introdus, deci s-a medicalizat burnout-ul cu mult timp în urmă, acești oameni primesc foaie de boală, uneori chiar pentru jumătate de an, deci pe un termen destul de lung, și statul le plătește acest concediu medical. La noi, ce se întâmplă? La noi, eu vorbeam de experiența din Republica Moldova și cumva experiența altor țări este îmbucurătoare, dar cumva este departe de realitatea noastră, pentru că la noi cumva tu singur ai grijă de tine, da? Te-ai ars, problema ta. Caută-ți de treabă. Deci medicul de familie nu poate să-ți dea o foaie de boală. Din câte eu cunosc, nici nu este inclus arderea profesională ca și cumva boală în care ar beneficia de anumite facilități de genul foaie de boală. Sau de la 1 ianuarie 2022 este inclus. Este inclus? Da. Super. Da, păi Organizația Mondială a Sănătății a făcut un nou clasificator. Păi Moldova este partea. Uh-huh. Da, super. Moldova respectă toate documentele Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă v-a plăcut această emisiune, puneți like și share sau poate vedea și altă lume. Pentru a nu scăpa emisiunile viitoare, faceți subscribe la pagina YouTube TV8 și, desigur, nu uitați de Facebook, pagina Efect 96.